Ce poate fi mai frumos ca în perioada sărbătorilor de iarnă să fim colindați de copii, iar glasurile lor nevinovate să ne umple sufletele de bucurie? Inspectoratul Județean de Jandarmi a primit astăzi vizita mai multor micuți din cadrul școlii Academician Marin Voiculescu. Cu un program variat, elevii au plecat de dimineață cu colindul, iar prima oprire a fost la Inspectoratul Județean de Jandarmi, acolo unde angajații i-au primit cu brațele deschise. Timp va lua să vă pregătiți. Un timp destul de îndelungat, dată fiind vârsta copiilor, este un program specific sărbătorilor de iarnă, centrat pe tradiții, ursul, capra, tradiții care este bine să fie păstrate și reținute de către copii, mai ales în vremurile acestea când, din păcate, tradiția încet încet dispar. Coordonați de învățători, elevii au intrat pe rând în pielea caprei, a ursului și au cântat jandarmilor cântece specifice sărbătorilor de iarnă. Și pentru că au depus efort să pregătească un program atât de special, micuții au fost răsplătiți. Moș Crăciun a ajuns înaintea lor la Inspectoratul Județean de Jandarmi și le-a pus sub braț câte o punguță cu dulciuri.